Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Acum am revenit cu o piesă foarte, foarte sensibilă, mă descurc și singură. Asta zic că după ce ai zis asta despre soțul tău și punând și titlul melodiei, s-a întâmplat ceva? Nu, mai am încă vergheta, suntem safe, e tot în regulă, suntem un cuplu foarte solid, 10 ani plus. Da, e o solicitare așa de independență un pic, nu? Da. Am zis că e un cadou pentru femeile care, nu știu, trec într-o perioadă un pic mai dificilă, să fiu așa un bărbătare când dau play acestei piese, să poată să se simtă un pic mai puternice. Domnilor, asta nu înseamnă că nu trebuie să ascultați și voi piesa asta și să ne urmăriți pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Piesa e cântat-o, înțeleg, am citit pe europafm.ro, în premieră publicului de Europa FM la Poiana Brașov, când ai fost în weekend. Ce-mi place că ții minte treaba asta, da, mulțumesc. Chiar da, și am fost onorată să merg acolo și să cânt oamenilor. A purtat noroc, ce să zic. Sper, hai să vedem. Amna se descurcă și singură în dimineața asta, live din garajul Europa FM în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.